Un sol neiubit și nedorit de nimeni cutreieră această lume de mii de ani. Solul acesta este moartea. Zilele acestea a tulburat liniștea și tihna familiei la zurcă, smulgând dintre noi pe cel ce l-am iubit. Pastorul Bisericii Pentecostale Emanuel din Burdujeni, Filon la Zurcă. Vestea plecării lui în veșnicii ne-a întristat pe toți. Rămâne în urmă familia profund îndurerată, soția Silvia, copiii Dani, Lidia, Florin, Dina și Gheorghiță cu familiile lor. Familia din Calafindești, Minodora, Vasile, Ionică și Leonte. Sora mai mare a fratelui Filon, cu numele Domnica, a decedat cu o lună în urmă la vârsta de 80 de ani. El a mai avut un frate de corp cu numele Toader, care a decedat în anul 1972, în timpul stagiului militar. Familia la Zurcă fiind profund îndurerată atunci. Dragii mei, trăim într-o lume unde se vorbește tot mai mult despre moarte. Și parcă moartea aduce atâta frică în inimile oamenilor. Dar credincioșii, copiii lui Dumnezeu, își păstrează echilibrul și demnitatea în fața morții, deoarece ei au înțeles câteva adevăruri profunde. Prin Iisus Hristos, cel înviat din morți. În primul rând, noi am înțeles că Domnul Iisus Hristos a învins moartea. Și așa cum spune Apostolul Pavel în Romanii, capitolul 6, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra lui. El a nimicit moartea și a ieșit biruitor asupra morții. Chiar dacă încă n-a eliminat-o definitiv, El a făcut-o inofensivă, pentru că i-a distrus boldul, acul. Așa cum citim în 1 Corinteni, capitolul 15, unde-ți este biruința moarte? Unde îți este boldul? Moartea nu mai are acul otrăvitor, ea nu mai poate să facă niciun rău copiilor lui Dumnezeu. Noi suntem convinși că Domnul Iisus Hristos a învins moartea fizică și a luat acul otrăvitor. Până la moartea și învierea lui Iisus Hristos, moartea putea să facă orice unei persoane și să-l închidă în locuința morților. Dar a venit Iisus Hristos și a biruit moartea și acul otrăvitor nu-l mai are. Spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15, versetul 57, dar mulțumiri fie adusă lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Apoi sigur putem spune că Domnul Iisus a învins și moartea spirituală, pentru că ne-a adus pe noi la o viață nouă împreună cu El. Apostolul Pavel spunea în epistola adresată colosenilor, în capitolul 2, versetul 13, pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. A învins moartea spirituală, dar a învins și moartea eternă.
Scriptura ne spune în Apocalipsa, capitolul 2, versetul 10, nu te teme nici de cum de ce ai să suferi, vorbea bisericii din Smirna. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de 10 zile, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Apoi, în al doilea rând, noi credem că Domnul Iisus Hristos a subjugat moartea. Moartea, dragii mei, nu mai este stăpână, ea este supusă. Autorul epistolei către evrei ne spune în capitolul 2, de la versetul 14, astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. De aceea vrem să spunem, dragii mei, dacă Hristos a murit și a înviat, moartea nu mai este un împărat al spaimelor pentru copiii lui Dumnezeu, pentru că cei credincioși mor cu serenătate. Ștefan, prin ploaia de pietre, a văzut cerurile deschise și pe Iisus Hristos, stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu, făcându-i primirea în glorie. Cei credincioși, dragii mei, de fapt nu mor niciodată. Ei doar se mută la o adresă sigură pe care Scriptura o numește acasă la Domnul. Noi nu l-am pierdut pe fratele Filon. Spunem că am pierdut o persoană despre care nu știm unde s-a dus. Dar noi știm, scumpă familie, că el este acasă la Domnul și acolo îi este cu mult mai bine. Luni seară mă întorceam de la un serviciu de privechi din localitatea natală Calafindești. Noi suntem din aceeași comună și avem cu fratele Filon multe amintiri plăcute care se leagă de biserica de acolo. Luni seara am avut un serviciu de privechi. Băiatul fratelui Vasile Moloce, Ștefan, la vârsta de 45 de ani, a plecat la cele veșnice. Fratele Filon m-a sunat în jurul orelor 22 și mă întreba ce se întâmplă acolo și a transmis condoleanțe și cuvinte de mângâiere pentru familia Moloce. Cine s-a gândit că peste câteva ore vom primi vestea că el a plecat din această lume? Nu ne pierdem echilibru și nu ne pierdem cumpătul, pentru că Iisus Hristos a învins moartea. Moartea fizică, spirituală și eternă. Domnul Iisus Hristos a subjugat moartea, ea nu mai este stăpână, nu poate să facă niciun rău copiilor lui Dumnezeu. Ei doar se mută acasă la Domnul. Și cei ce fac parte din biserica lui Hristos vor birui. Spunea Domnul lui Simon Petru, Matei 16, versetul 18, porțile locuinței morților nu vor birui biserica. Cheile locuinței morților sunt în mâinile lui Iisus. Nu sunt la moarte. Moartea nu e stăpână nici la ea acasă. De aceea vrem să o spunem cu tărie, să audă diavolul, să audă moartea. Nu vor birui ei, ci va birui Domnul Iisus Hristos, cel ce este învierea și viața. Apoi aș vrea să spun, dragii mei, și cel de-al treilea adevăr care așează speranță în inimile noastre. Domnul Iisus Hristos va nimici moartea cu desăvârșire. Așa scrie în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 26, ultimul vrăjmaș care va fi nimicit în favoarea noastră va fi moartea. În Apocalipsa, capitolul 20, versetul 14, Scriptura ne spune că moartea va fi nimicită, că Domnul pregătește pentru cei credincioși o țară mai bună, unde nu vom mai plânge niciodată. Apocalipsa 20, versetul 14. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Apocalipsa 21, versetul 4. Ce este pregătit pentru cei credincioși
când Domnul Iisus Hristos va nimici moartea cu desăvârșire și nu se va mai vorbi de ea. Scriptura ne spune că El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, adică doliu, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Scumpă familie, mângâiați-vă cu aceste cuvinte. Nu se termină totul la cimitir, nu se termină totul la groapă. Urmează o întâlnire pe plaiurile veșniciei și acolo nu ne vom mai despărți niciodată, ci vom fi pentru eternitate cu cei dragi ce au plecat înaintea noastră. Și o bucurie veșnică ne va încununa capetele. Întristați-vă, dar întristați-vă cu nădejde. Credincioșii și la moarte mai au nădejde. Spunea Apostolul Pavel Tesalonicenilor că nu trebuie să se întristeze ca ceilalți oameni care nu au nădejde. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, e un cuvânt pe care fratele Filon l-a predicat de atâtea ori. Și acum e potrivit să-l așezăm pentru familia care rămâne în urmă. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 13. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va duce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Va fi o reconstituire a familiilor noastre și credem, dragii mei, că vom relua bucuria în patria eternității de unde am întrerupt-o aici, dar la un nivel mult mai înalt. Aș vrea să închei mesajul prin câteva versuri ce le spunea un poet creștin. Cântarea învierii și eu o s-o cânt, când sfinții acasă se adună, pe marea de sticlă în albul veșmânt, cu harfe de aur în mână. Dumnezeu să vă mângâie, scumpă familie, Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Emanuel din Burdujeni și fie ca durerea despărțirii de pastorul Filon Lazurcă să fie acoperită de speranța revederii acasă la Domnul, unde nu vom mai plânge niciodată. Amin. Pentru familia Lazurcă, pentru comunitatea regională pentecostală Suceava, cât și pentru Biserica Emanuel, astăzi este o zi de întristare, pentru că ne despărțim de cel care a fost soțul, tatăl, bunicul, fratele, prietenul și tovarușul nostru de slujbă, pastorul Filon Lazurcă. Întrucât Dumnezeu a ales să-l cheme acasă pe fratele Filon, vreau să spun, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre. Și din partea Bisericii Pentecostale, Betleem, Bivolărie, transmitem sincere condoleanțe și dorim această mângâiere să fie peste soția care rămâne văduvă, peste copii și peste toate rudenile familiei. Iubită familie, stă scris în cartea Eclesiastru că la ceea ce face Dumnezeu nu se poate adăuga, nu se poate scoate, așa că în smerenie și prin credință acceptăm voia lui Dumnezeu. Pentru fratele Filon s-au împlinit zilele de slujbă și apoi s-a dus acasă precum preotul Zaharie. Știu că-ți cunoașteți parte din greutățile slujbei care a făcut-o cu multă dăruire și sacrificiu. Cred că și aceasta este un motiv pentru care își merită odihna.
L-am cunoscut pe fratele Filon de mulți ani și pentru că am avut multe lucruri în comun, am legat o prietenie de slujire, fapt care a mărit durerea despărțirii de el la plecarea din lumea noastră. Am slujit împreună în măsura în care Dumnezeu ne-a chemat în comitetul filialei Suceava și am avut o foarte bună colaborare în ce privește întâlnirile lunare de rugăciune a slujitorilor din nordul Bucovinei și nu numai, întrucât fratele Filon a fost coordonatorul și în departamentul de rugăciune pe regionala Suceava. Am un cuvânt din Sfintele Scripturi pe care aș vrea să fie pentru familie cât și pentru noi toți. Și cuvântul acesta stă scris în epistola lui Petru a doua, începând cu versetul 11. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor peri și trupurile cerești se vor torbi de căldura focului, dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Iubiți credincioși, trăim o vreme când nu suntem siguri pe nimic, nici măcar pe viață. Dacă avem o garanție, este că Domnul Iisus Hristos ne-a promis o împărăție care nu se poate clătina, ci este veșnică. Pentru aceasta doresc să fim pregătiți pentru răpirea bisericii, care este foarte aproape, să fim pregătiți de moarte, care poate fi oricând, și pentru că toate acestea nu le știm sigur, să ne silim, să așteptăm și să grăbim venirea Domnului în fiecare zi. Fie binecuvântarea și mângâierea Domnului peste familia Lazurcă și peste Biserica Emanuel Burdujeni. Și acum când ne despărțim de fratele nostru Filon, zicem, la revedere, frate Filon, ne-om vedea la răpire, sus la marea întâlnire cu Iisus al nostru mire. Ne-om vedea, ne-om vedea, Dumnezeu să binecuvinteze și să mângâie familia. Amin. Câteva gânduri pentru cei care mă ascultă, pentru frați, pentru surori, pentru cei din Biserica Emanuel și în mod deosebit pentru familia mult îndurerată. Pe toți doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea să citesc pentru început un singur verset din Neemia, capitolul 1, și anume versetul 6, unde cuvântul Domnului spune așa: Împăratul lângă care ședea și împărăteasa mi-a zis atunci, cât va ține călătoria ta și când te vei întoarce? Împăratul a găsit cu cale să mă lasă să plec și i-am hotărât o vreme. Omul lui Dumnezeu Moise în Psalmul 90, versetul 3 spunea: Tu întorci pe oamenii în țărână și le zici, întorceți-vă fiii oamenilor. Acum în țărână se întoarce fratele Lazurcă Filon. Un frate pe care l-am cunoscut prin anii 1975 la Săcele, Brașov, unde slujea prin cântarea de laudă. Am fost prieteni, tovarăși de slujbă, el fiind de un real ajutor în conducerea comunității regionale Suceava și Biserica Emanuel. Un om al sfaturilor bune.
În repetate rânduri, mi-am luat permisiunea și când aveam probleme dificile, îl sunam pe fratele Lăzurcă, venea, ne consultam, alegem sfatul cel mai bun și el întotdeauna avea sfaturi bune. Fiind în același timp și un plăcut tovarăș de călătorie, mergeam în mai multe biserici, am călătorit împreună, iar acum fratele Filon se întoarce în țărână la porunca lui Dumnezeu. Vorbind despre Neemia, doar câteva cuvinte, parcă se potrivesc cuvintele acestea și pentru fratele Filon și pentru noi ar trebui să se potrivească. Neemia era un om preocupat de lucrarea lui Dumnezeu. Preocuparea aceasta l-a caracterizat pe Neemia întreaga viață. Deși era rob într-o țară străină, când aude de necazul, de suferința și durerile celor rămași în țara lui natală, el vrea să facă ceva pentru Dumnezeu. Și așa cum este recomandat și cum este normal, îl vedem pe Neemia, Neemia care se roagă pentru lucrare. Că întotdeauna marile lucrări ale lui Dumnezeu și întotdeauna când vrem să facem ceva pentru Dumnezeu, trebuie să începem cu rugăciune. Și încă de la începutul cărții vedem aici în versetul 5, Doamne Dumnezeul Cerului, Dumnezeule mare și înfricoșător, Neemia se roagă pentru lucrare. Urmează apoi un timp în care Neemia se pregătește pentru lucrare. Însăși discuția cu împăratul, însăși călătoria care avea să o urmeze, permisiunea care a primit-o de la împărat, scrisori de acreditare, toate acestea vorbesc de pregătirea pentru lucrare. Fratele a avut și el un timp de pregătire și noi avem un timp de pregătire și am avut un timp de pregătire. Apoi urmează o a treia parte, anumită o dedicare sau consacrare totală pentru lucrare. Neemia ajunge la Ierusalim și Neemia împreună cu frații face lucrarea lui Dumnezeu, rezidește zidurile care erau dărâmate. Deci rugăciune pentru lucrare, pregătire pentru lucrare și o dedicare totală în lucrarea lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la cartea aceasta, vedem că această carte începe cu rugăciune și sfârșește cu rugăciune. Cred că și în comunicatul care l-am trimis din partea biroului de zi al comunității regionale, am specificat faptul că în cadrul comitetului filiale, fratele Filon se ocupa de organizarea și era foarte mult implicat în lucrarea de slujire în biserici prin rugăciune, organizări de stăruință și alte lucrări care aparțin de acest domeniu. Ce aș mai vrea eu să spun că după ce Neemia și-a încheiat lucrarea, cred că a urmat întâlnirea cu împăratul. Împăratul, în discuția care a avut-o cu Neemia, au hotărât o clipă sau un moment când se va întoarce. Fratele Filon a fost preocupat de lucrarea lui Dumnezeu. A trăit 66 de ani, aproape. Și acum eu îl văd întâlnindu-se cu împăratul. Este soarta fiecăruia dintre noi când ne vom întoarce din călătoria noastră pe pământ și vom sta în fața împăratului. Aș vrea doar să mut privirea fraților de la Ierusalimul pământesc înspre Ierusalimul ceresc. Aș vrea să mut gândul fraților
de la templu din Ierusalim la templu din ceruri, unde ne vom întâlni. În încheiere doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze familia, pe sora Silvia, pe cei 5 copii, gineri, nurori, nepoți, familia lărgită. Dumnezeu să binecuvinteze Biserica de Emanuel, să binecuvinteze slujitorii, tovarășul de slujba fratelui Filon și până la marea întâlnire fredonăm cântarea atât de bine cunoscută. Ne-i vom vedea, ne-om saluta, ne-om întâlni și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Evenimentele prin care Dumnezeu a găsit cu cale în ultima perioadă să ne treacă pe fiecare dintre noi ne-au determinat, cred că, pe mulți dintre noi să avem momente mai profunde prin care să cugetăm la Dumnezeu, la voia Lui, cu privire la fiecare dintre noi, realizând poate că mai mult ca altă dată că viața noastră este scurtă și trecătoare și că atât de repede, în situații neașteptate, ne-au părăsit mulți dintre cei dragi ai noștri. Și la momentul în care eu personal am auzit de plecarea fratelui Filon la Zurcă, cred că, ca și alții, am căutat un loc să ne rezemăm, să ne așezăm și să cugetăm și cred că, fără cuvinte, am spus în inima noastră, a mai plecat, a mai plecat un slujitor al lui Dumnezeu, parcă prea de grabă. Dar suntem tot mai convinși că Dumnezeu este suveran și în suveranitatea Lui, El alege ziua când să ne naștem și ziua când să părăsim pământul acesta. Și cred că suntem încă o dată chemați la a ne cerceta cu această ocazie și a ne aținti privirile spre cuvântul lui Dumnezeu, care cred că în foarte multe situații l-a folosit și fratele Filon, și anume cuvântul din 2 Timotei, capitolul 4, versetul 7, unde ni se spune că există un început al alergării fiecăruia dintre cei ce-L urmăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. Dar există și un moment în care se isprăvește alergarea. Și pentru că fratele Filon și-a isprăvit alergarea, suntem în felul acesta gata să ne folosim și noi de acest cuvânt și să-i spunem sorei Silvia și celor din casa și din familia aceasta care trec prin aceste momente de despărțire. Dumnezeu a fost, este și rămâne Cel ce știe să-i mângâie pe toți aceia ce au alergat cu rost pe drumul acesta, pe cărarea aceasta. Și noi am început cândva o alergare și avem 10 de ani de când alergăm pe calea aceasta urmărind același scop, aceeași țintă, să ajungem să punem mâna pe premiul chemării cerești. Până aici am avut parte de momente când am fost oarecum îngenunchiați de necazurile și problemele vieții, dar L-am cunoscut pe Dumnezeu și în clipe când și-a ridicat brațul Său atotputernic, a înălțat în dreptul nostru multe steaguri de biruință, ne-a trecut biruitor prin multele provocări ale vieții și de aceea suntem recunoscători înaintea lui Dumnezeu și cred, stimată familie la Zurcă, că vă reamintiți de aceste momente și puteți să priviți cu plăcere la acele clipe când împreună ați reușit să rămâneți în picioare, să fiți alături și să treceți cu bine. Pentru toate acestea, spunem alături de voi, slăvit să fie Dumnezeu. Acum, pentru toți ceilalți care poate că am ales să fim alături de familia la Zurcă, transmițându-le mesajul pe care ni l-a pus Dumnezeu pe inimă,
încercând să fim alături în mod fizic, în aceste condiții de această familie. Unii poate că vom reuși să transmitem un mesaj în scris sau, ca și în cazul acesta, un mesaj audio. Prin toate acestea, noi ne dorim să transmitem aceste mângâieri tuturor celor ce traversează această situație nedorită și să le transmitem ceea ce încerc și eu să fac, adică să spun familiei Lazurcă, sore Silvia, tuturor copiilor, vă suntem alături. Încercăm să împărtășim cu voi această durere a despărțirii și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că Dumnezeu v-a ajutat și vă va ajuta să fiți convinși că și fratele Filon, așa cum cred că mulți dintre înaintașii noștri au spus la un anume moment, poate cu aceleași cuvinte sau poate că cu alte cuvinte, adevărul pe care îl exprima apostolul Pavel în versetul citit, mi-am isprăvit alergarea sau mă pregătesc să-mi isprăvesc alergarea. Cred că vă puteți aminti de acele momente în care fratele Filon, poate cu un zâmbet pe buze, poate cu o trăsătură a feței prin care încerca să exprime dorul și dorința aceasta de a se întâlni cu Dumnezeu, v-a transmis faptul că se apropie și el de clipa când își va isprăvi alergarea. Toate acestea vin acum să certifice faptul că el a plecat, conștient și convins că îl așteaptă cel ce l-a chemat la slujire, cel ce l-a chemat să alerge în felul acesta și că acum el este la locul pe care Dumnezeu i l-a pregătit. Cu această ocazie, noi ceilalți care suntem părtași oarecum la aceste momente, încercăm să le fim alături. Haideți să ne gândim că apostolul Pavel aici a spus nu despre un altul, ci spunea despre el însuși. Eu m-am luptat, eu am păzit credința, eu îmi isprăvesc alergarea. Și noi de multe ori am folosit acest cuvânt spunându-le altora că au făcut așa. Cred că e timpul și vremea când, din nou și cu această ocazie, să ne gândim la faptul că și pentru noi trebuie și se va apropia momentul când va trebui să ne transmitem celor din jurul nostru, celor dragi, poate că același mesaj, dragii noștri, ne apropiem, mă apropii să-mi sfârșesc alergarea. Dumnezeu este Cel ce își dorește atât de mult ca fiecare dintre cei ce suntem chemați la mântuire, dintre cei ce i-am purtat numele, să o facem până la capăt, cu multă cinste, cu multă responsabilitate și, ca și apostolul Pavel, să continuăm lupta și să ne luptăm zi de zi cu noi înșine, să păstrăm credința pe care ne-a pus-o Dumnezeu în inimă și să putem, la momentul hotărât de El, să le transmitem și noi, celor din jurul nostru, același mesaj. Mi-am isprăvit alergarea, mă duc, acum mă așteaptă. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Stimată familie, ne dorim atât de mult ca să aveți harul de la Dumnezeu să petreceți cu bine momentele acestea, slujba de privechi, slujba de înmormântare și acele zile ce vor urma, în care să recunoașteți felul și modul în care Dumnezeu va ști să se ocupe de acum înainte de voi, pentru tine, sora Silvia, ca o femeie văduvă, pentru voi copii, ca unii care nu mai aveți tată, dar totuși Tatăl nostru al tuturor știe să se apropie și să poarte de grijă celor ce au rămas orfani într-un fel sau altul. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă mângâie și eu, alături de mulți alți frați slujitori, vă transmit din partea bisericilor în care slujim, din partea a 4 biserici din județul Vaslui și din partea bisericii numărul 4 din Rădăuț, Dumnezeu să vă mângâie, Dumnezeu să vă întărească și harul Lui ce se arată pentru voi acum, cum nu s-a mai arătat, să-L puteți recunoaște, să vă bucurați de El și să vă ajute să treceți cu bine.
Dumnezeu să fie proslăvit și binecuvântat în toate. Amin. În momentele acestea de durere, de suferință și amărăciune pentru familia Lazurca, aș vrea din toată inima, în numele Domnului Iisus Hristos, să vă transmit un cuvânt de mângâiere, un cuvânt de încurajare pe care Duhul Sfânt mi l-a pus pe inimă. Și acest cuvânt, alături de toate celelalte mesaje ale fraților, să fie pentru dumneavoastră o binecuvântare. Vreau să transmit sincere condoleanțe din partea mea, din partea familiei mele și din partea Bisericii Pentecostale Betlehem din Londra, unde fratele Filon, prin harul lui Dumnezeu, a slujit predicând Evanghelia și ne-am bucurat de slujirea dumnealui. Iubiților, momentele acestea care le străbate omenirea sunt momente fără precedent în istoria noastră. Când iată, pe lângă toate lucrurile și veștile rele care le auzim, este și durerea aceasta, că acum, în momentele acestea de jale pentru dumneavoastră, nu putem să fim alături de voi, ci trebuie să ne folosim de mijloacele acestea să vă putem transmite mesajele noastre, încurajările noastre. Am vrea să fim acolo cu dumneavoastră, să vă oferim îmbrățișările noastre pline de dragoste, prin care să fiți încurajați. Am vrea să fim acolo să vă arătăm că vă iubim, dar nu se poate. Dumnezeu este Cel care a hotărât vremea aceasta pentru noi ca o vreme a pocăinței. Și în vremea aceasta în care noi suntem în fața lui Dumnezeu la cercetare, iată că Dumnezeu hotărăște să îi cheme la El pe cei care și-au terminat alergarea, pe cei care și-au terminat cercetarea și au fost găsiți curați. Au fost găsiți gata. Așa este și fratele Filon. Domnul l-a chemat la el. Și acolo unde este fratele Filon, acolo vrem să ajungem și noi. Spre împărăția lui Dumnezeu ne-am pornit cu toții, iubiților. Ziua aceasta de 12 mai 2020 va rămâne în memoria familiei dumneavoastră ca o zi de mare durere. Dar vreau să vă spun și să privim prin cuvântul lui Dumnezeu și atunci o vom vedea ca o zi a biruinței. Cum adică zi a biruinței? Când soțul, când tata, când socru, când bunicul, când păstorul bisericii a murit. Așa spun oamenii. Dar din perspectiva noastră, ca și copii al lui Dumnezeu, ca și creștini, ca și oameni mântuiți de Domnul Iisus Hristos prin jertfa Lui, privim altfel lucrurile. Uitați ce spune cuvântul Domnului și aș vrea să vă citesc câteva versete din Cartea Psalmilor, Psalmul 24, primele 6 versete. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce locuiesc, căci El a întemeiat pe mări și L-a întărit pe râuri. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel Sfânt? Și aici parcă întrebările acestea te pun într-o situație în care să te gândești că nimeni nu poate să atingă această culme, acest loc minunat, locul în care este Dumnezeu, locul în care este împărăția Lui. Dar David continuă și spune versetul 4, cel ce are mâinile nevinovată și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, stare după voia Lui dată de Dumnezeul mântuirii Lui. Iată,
partea de moștenire a celor ce îl cheamă, a celor ce caută fața ta, Dumnezeul lui Iacov. Acum, dragilor, sora Silvia, iubiți copii, iubită biserică, știind aceste lucruri, ziua de 12 mai 2020 să nu mai fie o zi de jale, ci să fie o zi a biruinței, pentru că fratele Filon a intrat în împărăția binecuvântată a lui Dumnezeu. Loc în care și noi vrem să ajungem, loc în care și noi vrem să ne petrecem veșnicia. Mă gândesc la momentele acelea în care a închis ochii, i s-a oprit inima aici pe pământ și în următoarea fracțiune de secundă a deschis ochii pentru totdeauna în împărăția lui Dumnezeu. Acolo unde s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, acolo unde s-a întâlnit cu Tatăl, cu Duhul Sfânt, pe care l-a slujit pe pământul acesta. Acolo unde s-a întâlnit cu frații care au plecat de pe pământ, cu sfinții lui Dumnezeu, în locul acela, este locul pe care Domnul Iisus Hristos l-a pregătit pentru noi. Când a spus în Evanghelia după Ioan, mă duc să vă pregătesc un loc. Acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Iată că Domnul a decis ca fratele Filon să fie chemat în casa lui veșnică, în împărăția lui Dumnezeu. Știu că e grea despărțirea. Am experimentat lucrul acesta atunci când am văzut că mama, cea care mi-a dat viață, cea care m-a învățat cuvântul lui Dumnezeu și m-a învățat primele cântări din harfă, a plecat de lângă noi în urmă cu 3 ani de zile. Dar trăiesc cu dorul acesta și cu speranța aceasta că într-o zi mă voi întâlni cu ea. Și ea este acolo unde vreau să ajung și eu. La fel și dumneavoastră. Doresc să vă spun, sora Silvia, iubiți copii, stimată biserică, că despărțirea aceasta de fratele Filon nu este una lungă, ci una scurtă. Biblia ne spune că într-o zi, și ziua aceea este așa de aproape, vom fi cu toți împreună. Vom fi cu toți împreună să nu ne mai despărțim niciodată. Acolo, în împărăția lui Dumnezeu, unde nu vom mai avea nevoie să păstrăm distanța socială, unde nu vom mai avea nevoie să venim cu mănuși și cu măști la noi când ne întâlnim, unde nu vom mai avea nevoie de felul acesta de a transmite mesajele, ci acolo vom fi împreună pentru eternitate cu Dumnezeu. Acolo vom fi împreună pentru eternitate cu Cel ce ne-a mântuit, cu Domnul Iisus Hristos și cu Duhul Sfânt care ne-a ajutat în lupta aceasta pe pământ. Acest om al lui Dumnezeu, acest slujitor al lui Dumnezeu, acest far al Domnului Iisus Hristos care a fost în Suceava, care a fost în România și a sfârșit alergarea și este acolo în împărăția Domnului. Bucurați-vă! Că ați avut un tată, că ai avut un soț, sora Silvia, că ați avut un păstor, stimată biserică Emanuel, care l-a iubit pe Dumnezeu și cuvântul lui. Doresc să vă credințez în mâna Domnului, spunându-vă că Domnul Iisus Hristos este Cel care poate să mângâie. Și știu că dumneavoastră ați experimentat de multe ori acest lucru. Dar din cuvântul Domnului aș vrea să mai transmit ceea ce spune Apostolul Ioan în ultima carte cu care se încheie această minunată scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu adresată nouă oamenilor, Biblia. Această carte iubită de fratele Filon. Această carte din care a citit pentru a-și mântui sufletul, această carte care v-a pus-o vouă, dragi copii, pentru prima oară în mână și v-a spus, această carte este cuvântul lui Dumnezeu, citiți-l, iubiți-l, împliniți-l în viața voastră. Această carte din care v-a învățat și pe dumneavoastră, stimată biserică, să îl slujiți și să-l iubiți pe Dumnezeu. Din această carte,
care pentru mine este pernă, pe care mi-așez capul întotdeauna pentru odihnă și mângâiere. Aș vrea să vă citesc un cuvânt. Apocalipsa, capitolul 21. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Deci pământul acesta pe care acum noi suntem izolați în casele noastre și nu avem voie să ne întâlnim, se va duce. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, nou Ierusalim, gătit ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaun de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor. Aleluia! El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce șade pe scaun de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi, și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Amin. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Acolo unde nu este durere, unde nu este lacrimă, unde nu este suferință, unde nu se va mai îmbrăca haina neagră, acolo este fratele Filon. Și acolo vrem să ajungem și noi. De aceea Dumnezeu să vă binecuvinteze, iubită familie, Dumnezeu să vă mângâie și să trăim cu speranța aceasta și cu dorul acesta al întâlnirii. Iubiți-L pe Domnul Iisus Hristos, slujiți-L pe Domnul Iisus Hristos, împliniți toate cuvintele frumoase din Biblie pe care Tatăl vostru vi le-a spus. Și pentru dumneata, sora Silvia, momentele acestea de despărțire, cred că nu vor fi lungi. Și în curând te vei întâlni cu fratele Filon în împărăția lui Dumnezeu pentru a fi o veșnicie împreună cu el. Iubită biserică Emanuel, doresc din toată inima ca Dumnezeu să te binecuvinteze. Și această biserică pe care Dumnezeu a așezat-o în orașul Suceava, în această biserică în care Dumnezeu și-a arătat dragostea sa și iubirea sa prin faptul că a mântuit pe oameni și mântuiește încă, să rămână o biserică unită, să rămână o biserică care să-L iubească pe Dumnezeu. Rămâneți în dragostea Domnului, rămâneți în unitate, iubiți-vă slujitorii pe care Dumnezeu i-a rânduit în biserică. Prețuiți momentele în care sunteți în părtășie cu ei, rugați-vă pentru ei și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze orașul Suceava, care a fost atât de tare afectat de criza aceasta, de pandemia aceasta. Dumnezeu să mângâie toate familiile care au simțit durerea despărțirii și o simt încă. Dumnezeu să binecuvinteze România. Dumnezeu să binecuvinteze lumea întreagă. Este o cântare care eu iubesc și ar vrea cântarea aceasta să o amintesc acum la sfârșit. Curând vom fi iar împreună și în veci nu ne vom despărți. Așa de mult doresc momentul acela să fim împreună. Îmi doresc și aici, pe pământ, pentru că astăzi suntem în ziua 60, deci 60 de zile de când adunarea Betleem din Londra a fost închisă. Alături de ea și cea din Scoția și cea din sudul Angliei și celelalte biserici din Marea Britanie. Și ne dorim să fim din nou împreună cu frații. Dar așa de mult doresc să fim în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Dumnezeu să vă mângâie, sora Silvia, Dumnezeu să vă mângâie, dragi copii, Dumnezeu să vă binecuvinteze, frați și surori. Cu toată dragostea, în numele Domnului Iisus Hristos, vă las în brațul Domnului, cu gândul și cu dorința să ne întâlnim cu Domnul Iisus și cu toți sfinții care au adormit în El. Amin. Pentru frați și surorile din Biserica Emanuel din Burdujeni, păstrez întotdeauna o plăcută aducere aminte. Am un mare respect pentru voi. Vă iubesc și mă laud întotdeauna cu voi. Asta pentru că de fiecare dată când vin acasă, am simțit în biserică prezența și cercetarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Mărețul har al lui Dumnezeu revărsat peste adunare. Pentru că frații și surorile din Biserica Emanuel din Burdujeni s-au hotărât să calce pe urmele bisericilor creștine de la început din Iudeea, având în fruntea poporului niște căpetene rânduite de Dumnezeu, hotărâte pe viață și pe moarte să ducă biserica în împărăția Domnului Iisus Hristos. Și astăzi o căpetenie, un om mare a căzut în Israel. Dar Dumnezeu va ridica un alt Iosua în biserică, pentru că el am toată certitudinea că iubește Biserica Emanuel din Burdujeni și iubește și pe sora Silvia și pe copiii și nepoților, care am convingerea că nu vor fi lipsiți niciodată de îndurarea și de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și nu uitați! Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Cu multă considerație pentru toți, fratele Darii David și sora Artemiza. O veste tristă a fost în momentul în care am aflat despre faptul că fratele nostru, păstor Filon Azurca, a fost chemat de Domnul acasă. Cu durere în suflet am primit vestea aceasta și m-am gândit la fratele Filon și la părtășirile pe care le-am avut împreună. M-am gândit de la început, de când l-am cunoscut din copilăria mea, atunci când venea în biserica noastră din Grălicești. Apoi l-am cunoscut când am venit în biserica din Burdujeni și mai cu seamă și mai de aproape din momentul în care împreună am fost în Comitetul Comunității Regionale Suceava, în ultimii 5 ani de zile. Am fost împreună, colegi de comitet, și în același timp am avut ocazia să îl cunosc în privința cugetării la multe lucruri și discutării multor probleme care s-au evit în acești ani. Și am putut să privesc în fratele Filon un om cu caracter, un om pașnic, un om care dorea ca cuvântul lui Dumnezeu să rămână în picioare, un om care nu-și permitea să facă compromisul, un om care dorea să aducă frații împreună, un om care iubea rugăciunea și credea în puterea rugăciunii, un om care și-a iubit biserica, și a iubit frații, a iubit oamenii. Atâtea lucruri frumoase s-ar putea spune despre fratele Filon. Dar toate acestea rămân ca o amintire, pentru că acum fratele Filon a fost chemat de Domnul acasă. Deși ne gândim că poate atât de repede, în același timp ne gândim la suveranitatea lui Dumnezeu, care cunoaște inima omului și iubește omul. Și cred că Dumnezeu, în dragostea Lui, l-a chemat pe fratele Filon acasă. El și-a sfârșit alergarea. Îl așteaptă cununa. Noi rămânem în urmă și vom duce slujirea noastră mai departe, până când pe fiecare din noi ne va chema Dumnezeu acasă. Așadar, în momente ca acestea, aș vrea să am un cuvânt de încurajare pentru familia care rămâne în urmă.
pentru biserica care suferă despărțirea față de cel ce a fost păstorul lor. Și cuvântul acesta de încurajare nu este altul decât un cuvânt al Scripturii. Un cuvânt pe care l-a folosit Domnul Iisus Hristos în momente de despărțire de ucenicii săi. Aș vrea să citesc câteva versete care se află scrise în Sfânta Evanghelie după Ioan. Și anume voi citi 3 versete din capitolul 13, apoi 3 versete din capitolul 14. Capitolul 13, de la versetul 33 la versetul 35. Copilașilor, mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta și cum am spus iudeilor, că unde mă duc eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vă cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Și capitolul 14, primele 3 versete. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Așadar, Domnul Iisus Hristos le-a spus copilașilor, mai sunt puțin cu voi. Ce poți să spui celor care rămân în urmă de tine, când știi că e atât de aproape ceasul despărțirii? Ce a dorit Iisus pentru ucenicii săi? Și în același timp ce a avut fratele Filon în inimă? Ce cuvinte ar fi putut să le spună sau ar fi vrut să vi le spună știind că va pleca atât de repede? Sunt convins că nu sunt altele decât cuvintele Domnului Iisus. Așadar, cuvintele Domnului Iisus și cuvintele fratelui Filon ar fi putut fi așezate într-un titlu ca acesta, trei dorințe la despărțire. Trei dorințe la despărțire. Prima dorință pe care a avut-o Iisus și a oamenii lui Dumnezeu, înainte de a se despărți de cei dragi, este aceasta pe care a spus-o Iisus. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Da, era vorba de o poruncă, nu doar o recomandare, nu doar o dorință ca oarecare, ci o poruncă să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit eu. Domnul Iisus Hristos a vrut să arate ucenicilor iubirea și aceasta a arătat-o în fiecare zi, din momentul în care i-a chemat la sine. Pentru noi înțelegem iubirea aceasta din momentul în care Domnul Iisus Hristos a părăsit cerul, a renunțat la favorurile cerești și a venit între oameni. Și viața lui a fost o viață de sacrificiu. Viața lui a fost o viață de implicare în viețile oamenilor. Viața lui a fost o viață de slujire, de dăruire. Viața lui s-a încheiat tot cu sacrificiu. Așadar, iubirea Domnului Iisus Hristos este aceea pe care și-o dorește Dumnezeu de la fiecare din noi. Aceasta ar fi fost și dorința fratelui Filon pentru copiii săi, pentru familia sa. Ar fi vrut să le spună, dacă vreți să rămâneți tari, dacă vreți să rămâneți puternici, dacă vreți să fiți uniți în continuare, iubiți-vă unii pe alții. Renunțați la ceea ce este al vostru. Implicați-vă în viața aproapelui. Sacrificați-vă pentru semenii voștri. Și atunci vă veți asemăna Domnului Iisus. Și veți fi asemenea celui care v-a fost tată, celui care v-a fost mentor, celui care v-a fost păstor în biserică. În al doilea rând, Domnul Iisus Hristos a spus cuvintele acestea, să nu vi se tulbure inima. Nu a zis să nu vă întristați, să nu plângeți.
Nu a spus lucrurile acestea, pentru că momentele acestea ale despărțirii aduc lacrimi. Momentele acestea ale despărțirii aduc durere în inima noastră și aceasta se manifestă prin lacrimi. Cuvintele acestea, când a spus să nu vi se tulbure inima, avea de face cu starea aceea în care să nu poți să raționezi, să nu poți să gândești, să crezi că totul s-a sfârșit aici. Tulburarea inimii duce dincolo de rațiune. Ceea ce a vrut să spună Domnul Iisus Hristos în împrejurări ca acestea, a vrut să spună de fapt, nu vă lăsați conduși de sentimente. În momente ca acestea, e nevoie ca rațiunea să primeze. E nevoie să vă gândiți la Cuvântul lui Dumnezeu și la promisiunile Lui. E nevoie să aveți credință în promisiunile lui Dumnezeu. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu. E nevoie în momentele acestea să te bazezi pe promisiunile lui Dumnezeu și să te întărești în credință. De ce? Pentru că fratele Filon a plecat la Domnul și a sfârșit alergarea și a primit cununa și o va primi acolo în împărăția lui Dumnezeu. Să nu vi se tulbure inima. Și a treia dorință pe care o are Domnul Iisus față de ucenici și cu siguranță o are fratele Filon, a avut-o pentru cei care rămân în urmă. O găsesc aici în versetul acesta 3, unde zice în felul următor: acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Domnul Iisus Hristos spunea: mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Dorința fratelui Filon pentru familie, pentru biserică, este să-L urmați spre împărăția lui Dumnezeu, în împărăția Domnului Iisus Hristos. Unde s-a dus Iisus? La Tatăl. În Ioan capitolul 17, în rugăciunea Domnului Iisus Hristos, versetul 5 spune așa: și acum Tată, proslăvește-mă la tine însuți, cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Înainte de a fi lumea. Și în Fapte capitolul 1, în versetul 8, cuvântul Domnului, în versetul 9, cuvântul Domnului spune așa: după ce am spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns de ochii lor. Iisus s-a dus la cer, s-a dus la Tatăl, s-a dus să ne pregătească un loc. Fratele Filon a mers pe urmele lui. Dorința celui ce a fost fratele nostru Filon este și noi să mergem pe urmele lui Iisus și vrea să fim acolo. Cum putem ajunge acolo? Iisus Hristos zice: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Aș dori ca în momentele acestea Domnul Iisus Hristos să troneze în viața noastră. El să ne fie calea. El să ne dea puterea. Ca împreună să încheiem alergarea noastră pe pământ frumos și să ajungem acolo în locul pregătit de El. Așadar, iubiții mei, iubită familie îndoleată, iubită biserică, sunt dorințele Domnului Iisus Hristos, sunt dorințele slujitorilor lui Dumnezeu, e dorința celui ce a fost fratele nostru, păstor Filon Lazurca. Trei dorințe la despărțire. Prima, eu poruncă să vă iubiți unii pe alții, așa cum ne-a iubit Iisus. A doua, să nu vi se tulbure inima în vremea aceasta. E nevoie de credință, să ne bazăm pe promisiunile lui Dumnezeu. Și a treia dorință este aceasta: vreau să fiți cu mine, acolo unde mă duc și eu. Așadar, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă mângâie pe dumneavoastră, pe noi toți, astfel încât la sfârșitul alergării noastre să fim acolo cu Domnul Iisus, cu Cel care a fost fratele nostru, Filon Lazurca, împreună cu familia Lui, cu Biserica Emanuel,
din Suceava și cu toți Sfinții lui Dumnezeu care iubesc pe Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze în veci de veci. Amin. Iubită familie greu încercată într-o vreme ca aceasta și iubită biserică întristată, în vremuri ca acestea triste, vrem să-L binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Fiul Său și pe Duhul Sfânt. Mă numesc fratele Cornel Azuică din Biserica Betleem din Dorohoi și vreau să aduc un mesaj audio prin care doresc ca Domnul să mângâie și familia și biserica, că cel mai bine El știe a mângâia. Vreau să citesc un pasaj biblic care se află în a doua epistolă Pavel către Timotei, capitolul 4, versetul 7 și prima parte a versetului 8, unde cuvântul Domnului spune: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă corona neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul. Cât l-am cunoscut eu pe fratele Filon, cred că el a îndeplinit cuvântul acesta. A luptat, a păzit credința și acum vedem cu toții că și-a isprăvit alergarea. Mi-aduc aminte de momentele în care îl chemam la seri de rugăciune, la seri de evangelizare la noi, la Dorohoi, și împreună cu un grup de frați veneau, slujeau și făceau lucrarea Domnului cu bucurie și Domnul a fost acela care i-a întărit. Pentru că între biserica din Botuzin și biserica din Dorohoi sunt legături bune, binecuvântate și Domnul să ne ajute să rămână și în continuare. Dumneavoastră ca biserică știți mai bine de câte ori a trebuit să se roage pentru biserică, să postească, să sufere, să verse lacrimi, să lupte din răsputeri, să-i placă Domnului în tot ceea ce face. Vreau să spun că El s-a luptat și Domnul l-a ajutat cât a trăit pe pământ. De aceea vreau să mai citesc un pasaj din Biblie care se află în cartea 1 Samuel, capitolul 20, versetul 18, unde cuvântul Domnului spune în felul următor: atunci a spus Ionatan, acum putem să spunem fiecare dintre noi care l-am cunoscut pe fratele Filon: mâine se va băga de seamă lița ta, căci locul tău va fi gol. De acum nimeni dintre dumneavoastră nu va mai putea apela la fratele Filon, la un sprijin în rugăciune, la un sfat, la o ungere cu un de lemn, cum spune cuvântul Domnului, sau la o mărturisire. Se va cunoaște lipsa lui, căci locul lui va fi gol. Mai dureros, mai greu de trecut
Și mai mult va simți sora Silvia, căci nu va mai avea cu cine împărtăși momente nici de bucurie, nici de necaz, pentru că Domnul l-a chemat acasă pe soțul ei. De asemenea, vor simți lipsa și copiii și nepoții, căci nu va avea la cine să vină să ceară un ajutor spiritual sau material, căci lipsa lui se va cunoaște, căci locul lui va fi gol. Rugăm pe Domnul să sprijinească, să mângâie, să fie purtătorul de griji totdeauna, să pună în inima familiei nădejdea aceasta, că se vor întâlni odată în ceruri cu cel și a lăsat un nume bun în biserică, în familie și în societate, așa cum spune cuvântul Domnului în Eclesiastul capitolul 7, versetul 1, și citesc: mai mult face un nume bun decât un de lemn mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Lui Dumnezeu oameni ca și ăștia îi plac, care să lese în urmă un nume bun, vrednic de urmat, și dorim ca bunul Dumnezeu să ne ajute și pe noi fiecare care trăim într-o vreme ca aceasta pe pământ, îngăduit de Dumnezeu, să facem fapte bune, să dovedim prin tot ceea ce facem, căci în urma plecării noastre la cele veșnice va rămâne în urma noastră un nume bun. Doamne, ajută-ne la locul acesta. În încheiere, vreau să recit câteva versuri dintr-o poezie care spune în felul următor: să fii om a rugăciunii ca și el, în pragul porții, plin cu duhul înțelepciunii și curaj în fața morții, ca să poată Domnul spune, când țărâna se desface, frate Filon, sau orice nume, odihnește-te în pace. Să ne ajute Domnul pe fiecare la lucrul acesta și să spunem la revedere, frate Filon. Amin. Slăvit și lăudat să fie numele Domnului! Iubită Biserică Emanuel, iubită familie Lazurcă, îi mulțumesc lui Dumnezeu că în această după-amiază mi-a dat posibilitatea de a adresa un scurt cuvânt de îmbărbătare atât bisericii cât și familiei. Cuvântul Domnului spune la a doua Petru, capitolul 3, preiubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostoli. Potrivit acestui cuvânt, nu caut decât să vă aduc aminte despre lucruri pe care dumneavoastră le știți, pe care le-ați citit în Sfânta Scriptură, lucruri despre care frații v-au învățat cu ocazia serviciilor din biserica în care faceți parte, și mă rog ca Dumnezeu să se îndure și prin Duhul Sfânt să mângâie inima familiei îndoliate, să mângâie biserica în această după-amiază. Am să dau citire câtorva versete din Matei, unde cuvântul lui Dumnezeu la capitolul 19, versetul 27, spune astfel: atunci Petru a luat cuvântul și a zis: iată că noi am lăsat tot și te-am urmat, ce răsplată vom avea? Iisus le-a răspuns: adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel.
și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Observăm în textul acesta că Petru, în discuția lui cu Domnul Iisus, este interesat să vadă care va fi finalitatea umblării lui împreună cu Iisus. Ce răsplată va primi pentru alegerea pe care a făcut-o, și anume de a lăsa în urmă preocupările pe care le avea, de a lăsa afacerea, prietenii, familia. Nu cunoaștem foarte multe despre familiile celorlalți ucenici, însă despre Petru știm sigur că era căsătorit, probabil că avea și copii. Și Petru, în această discuție cu Mântuitorul, dorește să afle care va fi răsplata pentru faptul că a lăsat toate aceste lucruri și l-a urmat pe Iisus. Dragii mei, fiecare dintre noi, fie că am avut harul de a crește într-o familie de copii ai lui Dumnezeu, fie că ne-am întors la Dumnezeu la o vârstă mai înaintată, atunci când am avut acea întâlnire personală cu Dumnezeu, am luat o hotărâre fermă în inima noastră de a-L sluji pe Domnul, având în mintea și în inima noastră un scop anume. Fiecare acțiune a noastră are un scop anume, un țel pe care vrem să îl atingem, și anume mâncăm cu scopul de a ne potoli foamea, mergem la școală pentru a învăța. Astfel, fiecare acțiune este caracterizată de un rezultat anume. Și noi am luat hotărârea de a-L sluji pe El pentru că dorim să îl cunoaștem cu adevărat pe Cel ce a murit pentru mântuirea noastră pe Golgota. Pentru că dorim să trăim în fiecare zi împreună cu El, făcând ce îi este plăcut Lui, căutând să ducem o viață cât mai apropiată de pilda pe care El ne-a dat-o. Am luat hotărârea de a-L sluji pe El, pentru a putea gusta în fiecare zi din bunătatea Lui și din dulceața vieții trăite alături de Hristos, însă mai mult decât atât, am luat hotărârea de a-L sluji pe Hristos, pentru a împărăți o veșnicie alături de El, slăvit să fie numele Domnului. În textul acesta pe care l-am citit, Domnul Iisus, după ce face o promisiune ucenicilor, li se adresează tuturor acelora care doresc să-L urmeze pe El și descrie în mod succint care trebuie să fie acțiunea noastră pentru a ne atinge scopul dorit. Apoi, ca răsplată pentru faptul că L-am primit pe El ca Mântuitor, face o promisiune deosebită și în versetul 29, la sfârșitul versetului, spune: va moșteni viața veșnică. Dumnezeu să ne binecuvinteze să putem să beneficiem de această minunată făgăduință. Iubită Biserică Emanuel, iubită familie Lazurcă, știu că treceți în această perioadă prin momente grele, pricinuite de plecarea fratelui Filon la Dumnezeu. Știu că fratele Filon a fost un soț și un tată minunat pentru familia lui și în același timp a fost un bun sfătuitor și o călăuză timp de mulți ani pentru Biserica Emanuel. Și mai știu de asemenea că prin jertfa Domnului Iisus, potrivit făgăduinței pe care am citit-o mai devreme, vom împărăți împreună cu El o veșnicie. Ne vom întâlni din nou împreună cu fratele Filon și vom fi cu toții alături de Dumnezeu. Domnul Iisus a spus într-o altă împrejurare: eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Dragii mei, avem această certitudine că într-o zi vom fi împreună cu Domnul nostru Iisus în locul în care s-a dus să ne-L pregătească. Cunoaștem calea într-acolo. Am avut harul de a gusta din bunătatea și îndurarea Domnului Iisus Hristos și cunoaștem calea, știm ce avem de făcut pentru ca atunci când Domnul Iisus se va întoarce, fie că va veni clipa aceasta odată pentru toată biserica, fie că vom pleca pe rând, știm că într-o zi vom fi acolo și Domnul Iisus ne-a trasat calea. Nu o cale, nu una dintre căile pe care se poate ajunge acolo, ci calea, singura cale prin care putem să moștenim viața veșnică. Și noi am avut harul de a cunoaște această cale. Și noi știm cu toții ce avem de făcut pentru a putea beneficia într-o zi de această deosebită de făgăduință. Domnul Iisus, în textul pe care l-am citit din Matei, ne cere un lucru mic, să renunțăm noi la eul nostru.
să renunțăm noi la tronul nostru de aici, de pe pământ, să renunțăm la lucrurile acestea materiale și să nu ne alipim inima de ele și totodată ne face o făgăduință deosebită, răsplata unei vieți deosebite. Deci, desigur că aici este o metaforă, acolo nu va exista un tron foarte mare pe care vom sta cu toții, ci vom împărăți în mod plenar împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos. Vom fi într-o fericire care nu se poate caracteriza în cuvinte, însă pentru aceasta Domnul Iisus ne-a trasat o cale. În această după-amiază aș vrea ca fiecare dintre noi să ne gândim, să ne coborâm înăuntru sufletelor noastre, să ne uităm în urma pașilor noștri și să vedem, mai suntem noi pe calea trasată de Domnul Iisus? Să vedem în ce măsură purtarea noastră, modul în care noi îl așteptăm pe Domnul Iisus, mai corespunde cerințelor pe care El ni le-a trasat. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze întreaga Biserică Emanuel, Dumnezeu să binecuvinteze familia Lazurcă și să putem cu adevărat să ne pregătim pentru a ne întâlni cu Mântuitorul nostru. În Apocalipsa spune Domnul Iisus, iată eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide, eu voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Domnul Iisus este împreună cu noi, Domnul Iisus bate la ușa tuturor acelora care doresc să-L cunoască, să-L primească, rămâne ca noi prin purtarea noastră, prin gândirea noastră, prin felul cum umblăm pe acest pământ. Să alegem, să facem în așa fel, ca într-o zi să putem să ne întâlnim cu Mântuitorul nostru, să facem în așa fel ca umblarea noastră pe acest pământ să ne califice pentru a fi vrednici să fim o veșnicie alături de Dumnezeu. Dumnezeu, dragii mei, a stabilit un ciclu și o vreme pentru toate lucrurile. Dacă ne uităm la natura care ne înconjoară, vedem o explozie de culoare. Totul a înverzit, pădurile, pajiștile au înverzit așa de frumos, florile se arată în toată splendoarea lor. Vedem că este o vreme a săditului, este o vreme în care pământul trebuie să fie lucrat, pentru că atunci când va veni vremea culesului roadelor, cei ce au lucrat în vremea aceasta să poată să culeagă roadele muncilor. Tot așa este și în viața alături de Dumnezeu. Va veni o vreme a culesului, va veni toamna sufletelor noastre când vom culege roada a ceea ce am semănat. Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu o vreme de har deosebită în care avem posibilitatea să lucrăm pentru El, în care avem posibilitatea să-L cunoaștem pe El, avem posibilitatea să ne apropiem tot mai mult de Cuvântul lui Dumnezeu, de o viață trăită după voia lui Dumnezeu. În lumina Scripturilor pot să vă asigur, dragii mei, că toată strădania noastră, orice faptă făcută pentru Hristos sau în numele Lui, în folosul altora, fiecare purtare, fiecare gest frumos, va fi amplu răsplătit, fiecare gest de omenie, fiecare jertfă, fiecare rugăciune, fiecare lacrimă, fiecare cuvânt de îmbărbătare va primi o amplă răsplată atunci când vom ajunge acasă, atunci când vom ajunge acolo unde ne-am pornit. Apostolul Pavel îi îndeamnă așa de frumos pe cei din Corint și în această după-amiază ne îndeamnă și pe noi și spune: de aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Fratele Filon și-a terminat osteneala pe acest pământ. Noi am rămas încă într-o vreme a săditului, într-o vreme a lucratului pământului inimii noastre, pentru ca noi să putem să avem ce culege. Nu putem nădăjdui că vom semăna roșii și vom culege castraveți, nu, ci tot ceea ce vom semăna în vremea aceasta, aceea vom culege la vremea secerișului, când va veni Mântuitorul nostru pe norii cerului. Vom putea să fim alături de El o veșnicie, vom putea să stăm împreună cu El, fie că vom pleca pe rând, fie că vom ieși cu toții în întâmpinarea Mântuitorului nostru. Avem nădejdea aceasta în care
Credem cu toată inima și știm că nădejdea aceasta nu ne înșeală, că vom fi o veșnicie alături cu Domnul. Iubită familie Lazurca, știu că treceți prin momente grele. Știu că despărțirea de fratele Filon este dificilă, însă vă îndemn în numele Domnului să vă mângâiați cu versetele scrise în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu El în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Astfel, dragii mei, vom fi totdeauna împreună, nu aici pe pământ, nu aici, într-o viață plină de durere, într-o viață plină de chin, într-o viață plină de amar, ci vom fi o veșnicie alături de Dumnezeu. Mângâiați-vă cu aceste cuvinte, mângâiați-vă cu faptul că doar pentru o vreme veți fi despărțiți de fratele Filon. Potrivit matematicii noastre, noi spunem că a plecat de vreme. Am spune că vârsta de 66 de ani nu este suficient, parcă, pentru a ne lua rămas bun de la fratele nostru. Însă iată că, potrivit matematicii lui Dumnezeu, El a avut un alt plan pentru fratele nostru și noi nu putem decât să așteptăm clipa când vom fi din nou împreună cu toții. Să așteptăm plin de nădejde că într-o zi îl vom vedea din nou pe fratele, într-o zi vom împărăți cu toții împreună alături de Mântuitorul nostru. Iubiți copii ai familiei, dragi gineri, nurori, nepoți, aș vrea să vă îndemn printr-un cuvânt pe care un tată, înainte de a pleca la Dumnezeu, și-a îndemnat copiii. Și în 1 Împărați, capitolul 2, la versetul 2, spune cuvântul Domnului despre David, care a spus următoarele cuvinte: Eu plec pe calea pe care merge toată lumea, întărește-te și fii om. Păzește poruncile Domnului Dumnezeului tău, umblând în căile Lui și păzind legile Lui, poruncile Lui, hotărârile Lui și învățăturile Lui, după cum este scris în legea lui Moise, ca să izbutești în tot ce vei face și ori încotro te vei întoarce. Iubită familie, iubită biserică Emanuel, vă îndemn să căutați și să căutăm împreună cu toții să facem lucrul acesta, pentru a putea beneficia de făgăduința ce ne-a fost dată, pentru a putea ca într-o zi să fim și noi în locul pe care ni l-a pregătit Domnul Iisus, pentru a putea ca într-o zi să ne reîntâlnim cu cei dragi. Haideți să facem în felul acesta, să căutăm să împlinim tot ceea ce ne-a fost lăsat scris în Sfânta Scriptură, să căutăm să împlinim tot ceea ce Domnul Iisus ne-a lăsat trasat pe paginile Sfintei Scripturi, să căutăm să umblăm pe calea, singura cale, care ne poate duce acasă lângă Mântuitorul nostru. Dumnezeu să binecuvinteze familia îndoliată, Dumnezeu să binecuvinteze întreaga Biserică Emanuel, cu puterea de a trece peste acest eveniment, pentru noi am putea spune neplăcut, și să alergăm pe o cale plăcută lui Dumnezeu, pentru ca în ziua când Domnul Iisus va veni să-și ia mireasa, să putem să fim din nou împreună cu El, împreună cu toții. Amin.